Viceprimarul municipiului Pașcani face apel la implicarea pășcănenilor pentru buna desfășurare a recensământului agricol. În cadrul conferinței săptămânale de presă de la sediul primăriei Pașcani, Cristian Rățoi a ținut să adreseze, înainte de toate, o rugăminte către toți pășcănenii să-i primească pe recenzori și să le ofere datele cerute. Pentru locuitorii municipiului Pașcani să le adresez o rugăminte. De luni s-a început recensământul agricol în toată țara, deși la noi, în Pașcani. De aceea îi rog pe toți pășcăninii să primească personalul care este acreditat de noi pentru această activitate și să-i ajute să consemneze datele în totalitate și cât mai corect posibil. În această perioadă, recenzorii se vor ocupa de colectarea datelor privind efectivele de culturi, terenuri sau animale. Potrivit spuselor viceprimarului, în Pașcani, recenzorii desfășoară această activitate după orele de lucru. Cu toate acestea, alți edili se plâng că recensământul agricol este întâmpinat cu reticiență și refuz de către cetățeni. Principalul motiv îl reprezintă șirul lung de întrebări la care trebuie să răspundă. Chestionarul prevede 45 de întrebări care trebuie completate de recenzori în format electronic, prin intermediul unei tablete. Un alt impediment l-ar putea reprezenta și frica oamenilor de a fi puși în situația de a plăti impozite. Precizăm că recensământul agricol a început pe 10 mai, iar culegerea datelor va continua până pe 31 iulie.